yetete, 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 yetete. O luați azi? Nu știu. Atunci nici azi nu o luați? Sunt formalități. Atunci când o luați? Că n-am spațiu. Domnule ambasador, îmi pare rău, aici să stă numai 3 zile. Cine se ocupă de ăștia? Ministerul de Externe? Cine dracu? Cât o să o țin aici? Stăm cu ea grămadă. Dar ce ești, mă, signații? Ietete. 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 Bună, n-am mama la eu! De la locato. Un moment, vă rog, să văd dacă este. Domnișoară, lucrați aici, nu? Da. E o situație cu plata chirii pentru imobil. A murit doamna atașat militar, nu știu dacă s-a aflat. Ne pare extrem de rău. Știu că n-am picat bine, dar să știți că ne presează și pe noi alții. N-ar fi numai chiria, este și apa, și curentul, și telefonul, înțelegeți. Dar o să trecem pe la dumneavoastră și o să reglementăm, da? Ultima dată când ni s-a spus asta a fost acum 6 luni de zile. Ați discutat cu mine? Sănătate. Nu știu cu cine s-a discutat. Vă rog, este o situație... Ca să nu vi se taie apa și curentul, până acum a plătit Ministerul de Externe. Nona, poșta? Să trăiți, excelans! Suntem de la corpul diplomatic, din partea domnului ministru Datcu. Stimate domnilor, aceasta este o ambasadă abandonată. E, asta e bună, Doamne ferește! Am anunțat de 2 ori corpul diplomatic și Ministerul de Externe, aceeași situație specială. Dar a spus că ați luat legătura cu guvernul dumneavoastră. Atașat a murit, telefonul a murit. Nimeni nu răspunde din Endola. Telefonul merge. Nu merge. Sunați dumneavoastră la cuvânt din Endola. Să-i trimiți bani aici în România. Da, sunați. Nu răspunde nimeni. Guvernul nu. Președintele Camunga nu. Parcă acolo e Sahara. Dar cum se întâmplă asta? Endola a abandonat ambasadele din Grecia, din Cehia, din Polonia, din Franța. Peste tot. Nicăieri nu se pretește. Colegul meu din Polonia i-a luat ambasada. Și dormi în gard. Urcat-mi la avion și expulzat-mi. Nici nu pot să ofer un cafe. Vrei puțin? Ar să ne taie curentul. Nu. Nu mai vor să plătească. O să plătească ei. România nu poate să rupe relațiile. A plecat Mișu, a plecat Rica, a plecat toată lumea. Să rămân, te rog. O să mor și eu ca Luiza la dragul. Patrice, asta Patrice, poate? Cum să te părăsesc eu pe tine, am? Am trimis scrisoarea la ONU. Scump? 30.500. Mon Dieu. Poșta română cu DHL putea să sară $200. Ce, nu ieftin? Nu știu, degeaba. Și ambasadorul din Franța a scris nimic. Ce scandală poți să face un înroșit ambasador din Africa abandonat în România? Ce să fac? Jarele CTV. Ce ziare? Scandal diplomatic în jarele. Să facem revoluția. Ce dracu să facem? Domnelu! 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 Luminițo! Luminițo, hai fata, că iar-i bine! N-am nimic. Domnelu, hai! N-am nimic. Hai, bre! Lasă-mă, hai, dracu! Bre. Te-am chemat eu, lasă-mă, dracu! Hai, următorul. Nu faceți bine. Spuneți-i că nu face bine, o să fie neplăcut. Vă așteaptă domnul ministru.
Dumneavoastră citeți un fotograf sau cine citeți? Domnul ambasador a fost nevoit să recurgă la această soluție datorită situației de la ambasadă, situație care este extrem de supărătoare și de jignitoare. Ideea e o țară merită și nenorocită ca Indola și n-ai petrol și nu iese nici în Europa, nici nu ai, n-ai război mare care poți să vinde armele, nu poți să te permiți luxul. Să ai demnitate, drag! Îndola așa a abandonat ambasada de 18 luni. Dumneavoastră, cine sunteți? Secretarea domnului Camara. Frede, fasole! Ce faci acolo? Ce faci aici? Taci, frede! De ce te dai acolo? Ca să taci! De unde sunteți? Ambasada din Îndola. De la mașina de Chiajna. De ce am scos-o? Eu cu ce ajung aici? Gura! Era mai bine la comune. Gata! Vreți mâncare? În ce o luați? Tuțo! Aici! Vă rog, sunt niște bonane! Niște bonane! Gata, calmați! Ultima soluție! Ultima soluție! De ce-l dracu-i, mă? Ce ți-a făcut, a? Te denanjează? Tu ce vrei, mă? Adică are un glunt în cur și vine aici ca să mănânci rahatul ăsta de mâncare? Te denanjează, a? Ce vrei, a? Ce vrei? Știți cât s-a făcut barbitanul? Știți cât s-a făcut barbitanul? Hai, lați-mă, dă-i-mă, mă! Uite televizorul! Uite! Iluzi la picat de jos! Nu ar avea iluzi în România? Ce? Nu, mă, pot bine, bine! Bine, bine, bine! Bine, bine, bine! Bine, bine, bine! Bine, bine, bine! Futu-s gura, măti! Poftim! Televiziune! Poftim! Pleacă, domne dracu! Pleacă, domne dracu, de aici! Beletiziune! Poftim! Uite! Beletiziunea! Nu! Hai, domne, cum o spun? Nu! Bă, nu pot să stai aici. Pot. Nelule. Nu vreau la spital. Dar nu te duce nimeni la spital. Hai să mergem. Nu. Păi, am chestia. Vrei să o dau aici? Da. Hai, ce te-ai sunat? Hai să mergem. Hai. Mă duc, crezi că am tine pierdut cu... Băi, să uită lumea. Hai să mergem. Te rog din inimă. Îmi vreau la spital. Băi, aici nu pot să iau. Nu mă fă de rahat. Ai înțeles? Rămâi aici, bă. Rămâi aici dacă vrei. Mori aici. Ce are? Păi, unde vrei să te duc? Dar ce vrea? Domnișoară, unde vrei să te duc? Ce să-i faci, o injecție sau o fac eu? Las că eu fac eu. Nu, poți să o faci dacă... Știți că aveau tiringă pe aici. E chestia asta, îți face bine? Cum poți să iei mizeria asta? Să mă uci. Te obișnuiești și nu mai scapi. Te rog. Ușaftar! Dă-o încoace. Ai scăpat-o din mână? Vrei să rămână câteva zile aici, Achit. Nu știu, întreabă-l pe domnul ambasador. Dacă vorbesc cu tine, ce mai vorbesc cu el? Eu nu știu dacă... Dom'le, e secretară sau ce ești? Uite acum, sără. Dar nu e nevoie deloc, vă rog frumos. Asta, dom'le, că e bine așa. Băi, stai așa! Stai, unde te duci? Hai, domn' Patrick, ajută-mă. Stai liniștit, mă. Mișto casa, domne. Mișto. Patrick, ai o veste proastă! Lată la gazele! Mai rău! Gunol? Victorul! Un moment! Stai. Un moment! Din respect pentru geniul președintelui Kumunga, îi las cu 200. Dolar? Poftim. Frumos. Sunteți un pictor mare, un mare prieten al Republicii Indola.
300 e abanoș? 300 de mii. 150? 300 de mii. Am crezut că e un cadou, un omaj. Trebuie să mănânce și artiștii ceva, domnul ambasador. Ce dracu să faci? Prea mult. Austeritate. Austeritate? 100 e mult. 100 e gratis, domnul ambasador. Știi dumneavoastră ce muncă e aici? Nici nu se plătește. Nu merită președintele dumneavoastră 100 de dolari? Îmi fac și eu un tablou la președintele dumneavoastră. Îmi dau 100 de dolari? 75. Nu. Păi dacă nu dai 75 de dolari pe un tablou, cum cereți 100 de mii prostii asta? 300 de mii. Ia uite, domnule. 50, ok? Domnule, am zis 50 de mii. Ok, îl fac cadou. Îl fac cadou și m-a invitat la 10 recepții la ambasadă cu soția. Asta e sub protocol. Asta e și altceva. Păi stai, domnule, nu puteți cere 300 de mii pe prostia asta, domnule, nu se poate, da? Nu se poate, nu se poate. Domnule, n-am decât 100 de mii, da, pe cuvântul meu, uite. 100 de mii. Uite. 90. Stai, eu vă dau tablou, dumneavoastră îmi dați statuieta asta. Nu. Bine, da. Nu trebuia să faceți asta, domnule ambasador. Pentru nimic în lume. Sunt raporturi diplomatice, ați chemat presa. Bănuiți care o să fie reacția guvernului dumneavoastră? Tot personalul m-a parasit. Am numai un secretar care nu sunt, deși stau cu mine. Celălalt coleg ambasador mă invită la masă. Vă rog, excluzați-mă. Atașatul militar e la morg. Nu am bani să scoată de acolo să se le îngroapă. Știți cât costă o înmormântare acum într-un cimitir oarecare? Cimitir catolic. Catolic, mă rog. Dar vreți să o faceți cu un anume protocol, nu-i așa? Costă enorm. Ce face guvernul dumneavoastră? Este un regim austeritate. Asta este. Vă rog să le puneți în vedere să rezolve situația. Nu se mai poate nimic acum. Nimic. Dar te fă la presedă cu munga să-i trimite bani. Eu nu știu ce să fac. Domnule ambasador, vă atrag în mod foarte serios atenția că noi nu putem să plătim datoriile la infinit. Dacă nu vreți să rupeți relațiile cu presedă cu munga, o să plătiți. Ce să plătiți? Nu știu. Dar e o situație... Da, idiotă. Mulțumesc. Dar nu fumez, mulțumesc. Mulțumesc. Nu fumez. Mașina gard. E, că am căcat. Kalashnikov. Am luat 3 încărcătoare și am urcat. Puteam să luăm câte vrem. Eram 5, era și Titi. Ce mă, te doare în suflet? Stăteam pitiți de vreo 4 ore, dar înghețam dracului. Ia hai după el, mă, ce gura mă-ți. De unde are el atâta muniție ca să tragă toată noaptea? Dacă încerc să mă torn, la moare. Fără chestia aia moare. Ce să fac? I-au făcut operație în Germania, l-au ținut numai pe morfină. Și de ce n-a rămas? Păi ce, ambasadorul României s-a terminat pomana. I-au atins ceva aici, dacă n-are, urlă. N-ai văzut cum vorbești? Te super dacă te întreb ceva? Nu. Sigur? Depinde ce mă întrebi. Dar nu te super. Spune, dragă, că nu mă supăr. Spune-mi, ce grad ai? General comandor. Nu, vorbesc serios. Și eu. Azi e ziua în care ești măgar sau ești toată săptămâna? Putea să ne facă ciur. Și acolo bun? Nu, nu, nu. Urcăm pe terasă, tragem o rafală în aer, nimic. Pâr, 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 lângă noi trecea ceva. Mă dau mai aproape, o cutie, domnule. Uite ca aia de acolo. Cutia trecea, înțelegi? Făcea zgomot de automat. E, nu mă spun. Soțul tău nu era șoferul lui Patrick? Ascultă, nu-l mai trage de limbă pe Patrică, dacă se îmbată, nu știe ce vorbește. Am auzit că a luat-o undeva, prin Turcia. Avea un motiv, a? E simpatic. S-a dus să facă și el un ban. Foarte bine, și eu fac. Îți dau? Da. Chiar miroșea chestia asta. A bani? Nasol? Miros? Nasol? Când ai bani să-i miros, să nu ieziți. Era plină de sârme, de diode, antene, mă rog. Tot acum făcea zgomot de automat. Și? Și am luat-o și am coborât, ce dracu să facem. Când am ajuns spre trotuar, m-au tras-o. Lunetiz, dracu știe de unde. Avea armă cu infraroșu. Am căzut, dracului m-a trezit la spital. M-a dus Titi. Și cutia? Au luat-o. Ce l-a luat-o? Unii de pe acolo, nu mai știu. Eu aveam treabă, mă durea gâtul. Te rog să mă rezi, nu-s tot timpul, Mitocan. Câteodată-s numai idiot.
Trebuie să am grijă de el, altfel se curăță. Am fost amândoi într-o situație cam experimentială, ca să mă exprim cult. Hai și pune mâna. O clip. Și? Și ce? Și pe urmă? Las-o baltă, oricum nu mai interesează pe nimeni. Cum să nu? A fost coadă la ciolane și unii au cam lipsit. Hai să ne lipim și noi din oșor. Hai lua pulpe, mă! Americane! Crezi că ne toarnă aia? Crezi? Nu știu, te întreb. Fie dâncă a văzut și eu ăla. Ești în tratament. Bărbatul este șoferul negrului. În vârte ceva prin Turcia. Am zis, unde știi tu? Mi-a zis ea. Ai văzut casa? Da. Băgăm opțiunea vânzarea? Auzi, când îmi dai banii aia? Când ai să rezolv cu Mansur. Nu rezolv nimic cu Mansur, nu-l dau. Dormă, dormă, s-a deznagut, mă-ți dă parai, cumperi praful singur, mai stai după nimeni. Nu-l dau. Domn Patrick. Ce faci, mănânci? Bravo. Crezi că ți-am găsit client pentru mobilă? Care mobilă? Asta. Nu, 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 e casa de alocată. Mobila nu. De ce mă o scoatem într-o noapte? Nu ne vede nici dracu. Titi, mobila nu. Am alte lucruri. Patrick, crede-mă, să facem mai mult spațiu, trântinul și departiu. Ai și muzică. N-am muzică. Cum n-ai? Păi asta ce e? Nu, nu, lasă, nu e voie. Asta e stăță de la ambasadă. A, e pentru spionaj? Eu sunt nebun? A. O să comunicăm la Republica Indola. Pune puțin muzică la Ziua Națională din Indola. Când e Ziua Națională? Vine ea. Ai muzică? Am, dar nu se poate. Dom'le, ai sau n-ai? Am și sus, am și la mașină. Nelu, Nelu, du-te și adu o casă de la mine. Cu mașina aia afară ce e? N-are benzin. Eu credeam că n-are șofer. De ce te zgârcești, mă, ți-am dat bani, de ce te zgârcești? Vin scaunele sau nu le vinzi? Nu le vin. Nu le vinzi. Nola! Deci tu? Hai de lume, ia și tu. Bagă. Lasă, nu umble! Lasă, nu umble! Lasă-mă, bă, că nu se întâmplă nimic. Ai grijă, ai lungi pe Dauda, aproape de TV. Care TV? Televiziune Națională. Cum vrei, căcatul ăsta intră peste Televiziunea Națională? Da! Televiziunea Națională? Da! Am incinerat-o, domnișoară. Cum s-a incinerat? Asta este, astea sunt posibilitățile noastre. Și domnul ministru Datcu. Și s-au dat telefoane peste telefoane. Dată la gazele? Asta este. La gunoi? Bună ziua, doamnă. Bună ziua, domnul ambasador. Am făcut-o posibilă. Asta e. Ce este? Închide, dragă, stația aia! Măcar e, măcar e de porțelan. Unicat. Dumnezeu să o odihnească. Păi, dar n-ați spus de cimitir. Domnișoară, suntem și noi în regim de austeritate. Buget mic. Să știți că s-a făcut absolut totul. Dar domnul Datcu n-a putut să facă nimic, totuși ni s-a promis. Ba, a făcut, doamnă, domnul ministru, a făcut, a dat telefoane, s-a străduit. Dar că dumneavoastră nu știți ce buget mic are. Vreți o cafea? Eu, poate o cola. Cola n-avem, un whisky dacă... Un whisky atunci. Mic. Cu gheață. Las că-i aduc eu. Doamna, mașina e de afară, nu e a dumneavoastră? Da, da, e a mea. Vedeți că umblă unul la ea. Cine? Aeroportul. Avem o alarmă cu bombă. Nu intrați în panică. Evacuați aeroportul în liniște. Nu lăsați bagajele în trafic. Sună autopen, nu pot să ajung. Nu pot! Că să-ți tacă aereu, așa,
Alo, domnule ambasador! Am primit ordin să ridicăm paza. Când plătiți, venim înapoi. Domnul ambasador! La orele 14 și 35 GMT, conducerea pasagerilor a fost apreciată ca fiind normală. N-ați găsit-o, băieți? S-a amânat puțin. La o școală generală din Bacău, doar două săptămâni mai înainte anului școlar, 10 cataloage au dispărut fără. De ce mă urmărești? Ce spui? Așa vă măresc eu dimineața. Hai așa afară și pune ceva pe tine. Am hainele aici. Și până unde ai dormit? Pe o masă de biliard. Mă urmăresc sau ce? Hai ieși afară, că vreau să fac pipi. Uite, fă așa și o să-ți treacă. Hai ieși. Ori îți trece, ori nu mai e nevoie. Nu-ți o periuță, că ai limba încărcată. Sembră o finală din Turcia și mă găsește aici. Hai ieși. Gata. Turbă toată activitatea aeroportului, provocând pagube financiare extrem de mari, sunt rodul distracției unui irresponsabil sau a unui dement, ele trebuie luate în seamă și... Eu nu pot să rămân așa, n-avem nicio siguranță. Domnul Titi, dacă guvernul mă ține certificatul de revoluție, tot pământ este la țăran. Și eu închiriat vila pe 10 ani, înțelegi? N-avem nicio siguranță. Cine mi-a dat banii? Titi mi-a dat banii? Stocul, banii. Eu ce fac lume cu el? Să-l vindi! Rămâne cu certificat de pământ, că este ranit, are gaur în ghid. Păi mai dați-i ceva, vorbiți cu el. M-am saturat să vorbesc cu el. Vinde-i, domnule, te regula nenorocit că mă îmbolnăvesc de nerv. A zis că mai dă ceva, ce te cramponezi atâta? Dă-i pal tău. Al meu nu-l vrea, certificatul tău e sigur, ești rănit, nu-ți-l ia nimeni. Am și eu avantajele mele, nu vreau. Vezi că mai ai să-mi dai niște bani. Hai să regret, vă. Mă ameniți? Nu te muta, bă, boule, că ea te toarnă. Masa aia nu mai dorm. Ți-am spus că-ți faci rost. Du-te și vorbește cu el. Vin țăranii aia cu tot felul de hârtii, de reclamație. Balamu cu dracu. Nu vreau, îmi dați chiria pe el. Eu nu mai pot să le zic. Am mai angajat trei bodyguards. Unde să mai punem bodyguards? În pat? Asta costă bani. Auzi, domnul Mansur, ai tratat cu mine de la început? Ai tratat cu el. Păi atunci cu medicament el. Mai puțin, înțelegi tu? Ce să mai am mai puțin, domnule? Plătești chiria și cumpăr cât vreau. Păi ce am mai puțin, bă? Mai du-te, domne, pe la Znagov, să vadă mărlanii că ești proprietar, că uită, cum să nu-i sară în cap, e și arab. Mai am trei fiole, le vrei? Cum vrei să faci tu, bă, afaceri? Spune și mie. Mă mai gândesc. Dă-mi alea. O să te toarne, bă, se-mi pute treaba. Dacă nu era turnătoare, nu stătea acolo. Mă doare în cur și în gât. Ai auzit de bomba? Au început și la noi. N-au pus nimic. Nu? Putea că săhta pe aereu, pe șarcută. يا لك الحشيش على التلفزيون لك لك بدك شيء بعدين بحكي لكم فيزي تركو دا كاي بروست اصلا لا نوي نو سي بواتي سيمباتا هيستي بارتي او نو هيستي بينينزيلس اما ادو 5 فيتي بيستي الا كا اشا ستيم كوم اورغانيزام ام غيستو لوك شي بوكوريش بوتي سي الجيب شي جوي دي لا سيناغوفيو مي تريب سيناغوفيو اون اصلا اي التا كا اشا ستيم كا اشا نو نو ماي باغا ان يل نيتشو ميديكامنت سي سيمته فوارته بينه تشي فيوله دين الا N-are nevoie, poate și fără. Da, merge. Ia, începi. E dacă zâmbesc. Îl interesează dacă zâmbesc. Spune că zâmbesc. Ce mai ești nevorbit? Acum am intrat pe ușă. Ce vrei? Operațiunea vânzare, scoate placa. Nu, aici nu. Scoate placa, am un chinez. Vin pe la patru, îmi bată-l pe negru. Și soneria. Formidabil. Ce dracu, domnule, nu-i nimeni acasă. Și am vorbit pentru ora asta. Ce formidabil, și erau aici. Problema au ieșit.
Și care este ultima discuție? Păi ultima discuție este și prima discuție. $17,000. Nu iau eu. Nu discutăm? Păi n-am discutat. Poftim, $15,000. Cum vreți să știți, mai am patru clienți. Patru clienți, mâine casa e vândută. Asta conto și dați chitanță? A conto, cod fiscal, am firmă. Spuneți-le, am firmă, am firmă. Am firmă, da, da, da. Parcă au ceva. Da, cine știe, un televizor, păi n-am sunat, am sunat, nu e nimeni. Da, vă rog, poftiți, poftiți, poftiți. Hai încoa! Nu intri și stai acolo. Da. Ce dracu vrei cu gearțele astea? Te le pui în brațe să le duc în talcioc? Mărită-te tu. Nu mă nebuni că am destule pe cap. De ce nu faci un magazin aici? Cum să-l fac? E la parter. De ce nu faci un butic? Până la cât stai? Până vine ea la 3. Dacă te simt că te-ai culcat cu ea? E, caca. Dacă te culci cu ea, te simt. Fii dragă serioasă, cum să mă culc cu ea? Să te ferească Dumnezeu. E... Cât e ceasul? 3:30. Când ai venit? Bine te-am găsit. Când ai venit? Acum, când dracu să vin. Din amintea bine că m-ai și luat. Era scump telefonul în Turcia? Da. Așa m-am gândit și eu. Orică ai murit, orică au scumpit și ea telefonul. Ai vândut rulmenții? Prost. Am datorii mari. Nu vrei să facem un butic din casa asta? Ce butic? Dăm o gaură în perete, scoatem o scară afară și facem butic. Ce n-ai mai văzut? Păi și unde stăm? Tot aici, mai în fund. De ce nu faci la ea acasă? Care n-ai venit marți? Eu? Uită-te în pașaporte acolo, pe masă. Poate mi-aduci vreo boală. Da, uite care e chestia. Și casetofonul? De ce l-ai dat jos? Îi trebuia și la... Uite casetofonul în lada acolo. L-ai dat jos. Ce îți pui semne? Hai scoate, ce vreți să-ți scot eu? Asta de la Istanbul. Ia. Hai, scoate. Ți dau eu. Turcești, iau un căcat pe ei. Ți aduc înapoi bagamanet. Hai. Hai. Ambasada din Indola. De la Serere, Salabia. Ștambina, asta e scala. Scala, ficame, poliția. Ambasada din Indola. Ambasada, așa este. Este și chitanța fiscală, e ștambina.
La 15.000 de dolari, să-i cheamă poliția. Ambasada din Dolă, vreți să luați ambasada? Nu ieșim afară. 15.000 de dolari. De unde vii, domnule, din Basarabia? Am dat la Basarabia. Du-te, domnule, în Basarabia să-ți dea înapoi. Ce nu-i Basarabia? Am dat, da. Domnule, aș citi placa de afară, aici este ambasada e în Dolei. Hai, mira că pun soldatul. La Borisa. Nu avem niciun soldat, nimic. Ia cheamă poliția, domnule. Ce vrei, ușut în cur? Am dat de pe ea contul. Ei, ia cheamă, ia cheamă soldatul. Nu avem niciun soldat. Asta e la Borisa. Hai să punem altceva. I-ai văzut? Lasă că umblu eu să nu intri peste televiziunea a lor. Hai, da, du-te, du-te. Vrei ceva de mâncare? Am mâncat. Puteți să oferim ceva pentru doamna voastră? Ce să... Orice, nu contează. Îmi place nou. Mi-ai amintire de la cineva la fel ca tine. Talia, ochii, perun. Voce altfel. Vreți să oferim ceva? Unde e telefon? Vreau să dau telefon. Unde e zonul? Unde e zonul? Unde să omul? Continuați să tentați cu acest guvern criminal! Hai să mergem, bătă! Basta! Hai să mergem! Guvern criminal! Du-te, domne, și culcă-te de aici! Miciu, opresc muzicăle nenorocit! Du-ți spele mașina! Poftim? Du-ți spele mașina! Nu-mi Patrick, așa vorbești cu mine? Du-ți spele mașina! Îi plătești, domne, nevestimi salariile. Ai pe câteva luni. Spele mașina! Domne, așa vorbești cu mine? Da! Hai să mergem! Du-ți spele mașina! Patrick! Banii ăștia și dispar vreo două ore, da? Dar tu ești sărac, da. N-ai petrol și diamant. Cacat! Nu există! Numai dacă vrei să dai alt nenorocit de la bosul meu. Gat! Nu există! Nimeni! Te-a dus să culci, da? Donar! Da, da, am înțeles. Lasă-ne! Duce-te! Dacă ești sărac, n-ai petrol, diamant. Salut! Noroc! Le-ai tras-o chinezilor, da? Pardon? Ne cunoaștem? Nu ne cunoaștem? Ți-e rău? Nu. Păi ce faci aici pe lumină stinsă, ți-e rău? Te bine, nu te bine. Ai luat din aia. E rahat. Vrei rahat? Turcească. Soțu? Aolo, mă îngrașă chestia asta. Spune, crezi că m-am îngrașat? Nu. Cât pământ ți-au dat pe certificatul ăla? Ce certificat? De revoluționar, nu se dă și pământ? Unde ai? La Znagov. Puteam să pun pariu cum ați nimerit toți acolo. Nu știu, acolo s-a dat. Are și Titi? Da. V-a stras o vilă? Da. I-am chiriat-o lui Mansur. Ai și scutirea de impozit? Impozit la ce? Las că știu cum e. A avut și Mișu certificat, dar l-au luat. Acum cu... nu-i rănit. Al meu nu se ia. Mai știi cu ăștia? Eu am o gaură aici. Ce spargă e acolo? Și Titi? Sala aia de jocuri tot pe certificație? Tot eu să nu te împuște în gât. Dacă te împușcă, gata, te-ai ras. Ești ocupat, te doare gâtul. Mergi în Germania, stai 4 luni pe ajutoare și pe morfină și când se termine banii, se termine și morfina, pac! Un picior în fund. La loc cu patria recunoscătoare care premiază patrioți. Ia uite ce frumos. Spune tu, m-am îngrășat eu. Nu. Căcat cu urmează de urmează. Pardon. Date la asistență, așa considerați. La porcul cu munga. Iar ambasador de la Indola și popor din Indola s-a ratat curul diplomatic. Criminal, cu munga. Ți-ai mai făcut? Nu. Pe cuvântul meu de onoare. Ai văzut că se poate? Da, eu știu. Că ai putut să ieși din criză și fără chestia aia? Știi ce? Acum asta nu spui că... Știi ce durere am? Știi ce nu ți-ai mai făcut? Păi n-ai vrut să nu mai fac?
Zău? Ai vrut să-mi faci mie un cadou? Trebuia să iei dacă ți era rău. Oricum e tot aia. Și ce simți? Ai senzații din alea... Ești curioasă? Ești curioasă, da. Cred că asta e mai slabă, nu-i ca la cocaina, nu? Da. Ar trebui să iei așa, la sărbători, la petreceri, ca să te simți bine, ca șampanie. Vrei șampanie? Nu, de ce? O, nu! Băieți! Nu jucat corect! Băi, Patrick, lasă! Nu jucat corect, băieți! Hai, Patrick, lasă! Nu jucat corect! Hai, Patrick! Vous n'êtes pas correct du tout. Le Christ. Patrick, vous n'êtes pas correct. Am vrut să văd dacă l-ai găsit. Ascunde-le. Simți imediat sau trebuie să mă aștept? Ai și alte perversiuni. Ei, am. Dacă iau și eu una. Mi-am dat cine ești. Un coleg. Până, hai. N-am spart-o. Te distrează? Ah, fii rar. Costă mult? Mult. Aolo, nasol. Păi acum ce facem cu ea? Se ia și pe gură? Nu știu, n-am luat pe gură. Eu injecte nu fac. Ha, dragă, că nu fi heroină, ce să ai din asta? Se dă și la bolnav. Așa da. E tu primul? Nasol? De ce te strâmbi așa? Te doare iar capul? Mai bine te spune. Te urăști. Păi cuvântul meu dacă simt ceva. Chiar o să facete Europa. Europa, afară, România și Endola. O să chemați pe mine din Africa să face fotografie cu voi. Ascunde cioburile. Când s-au îmbătat ăștia așa? Patrick? Și Patrick și ăla care se dezbrăca acolo. Păi ce, ăla era băut? Da, ce era? Păi nu cred că era, are o licitație, vrea un post de radio. Ce licitație? Păi dacă îl distrează pe ăla care licitează, e licitație. Cine era pe acolo? Unul înalt cu ochelari? Ăla e de la guvern. Nu, unul cărunt. Cu costum întunci? Mă mir, ăla e general. E, da. Păi da, dacă ai nevoie de un general mare, unde crezi că l-apuci? Sau de un judecător, sau de un secretar de stat? Se fac anumite petreceri. Lumea se împrietenește, o fetiță, un praf, ceva, iese un ban. Nu cred. Dar unde crezi tu că e bursa în țara asta? Acolo unde ți-o arată aia la televizor? Și Titi câștigă din chestia asta? Titi ca Titi. Mansur se descurcă mai bine. Mansur? Mansur, Mansur, ăla care spune labele pe cur. Mie? Da cui, mie? Criminal, cu mungă. Ești măgar. Armata personal, curvele personal și amata personal. Auzi, domn Patrick, când îi dai domne alea din urmă? Dă-o dracu, are doar vreo 15 salarii. Ar amată personal. Când îi dai domne alea din urmă? Am plecit. Ai dat? Da. Când? Când ai venit? Nu. Dumne, terenul meu nenorocit, m-a ținut de nasul de toată seara. Spui tu prețul. Am mai vorbit de chestia asta. Bă, al meu n-are încredere, că se anulează. Eu nu-ți rănit. Păi eu te-am pus să nu te rănești. Ce de medicamente de la el vin. Ce vrea, Mansur? Nimic, ce să vrea. S-o fută și el puțin. Te super, dacă te super, gata. Hai, sectir. Idiot ca munga! Caviar, șampani și gargarat rustic, bastard! Unde, George? Ce?
Ce faci, bă? Ce faci, bă? Băi, băi! Băi, 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 băi! Andola Embassy. Ești și am eu aici. Ce ai? Una mică moșă, nu ca la aeroport, ceva mai modestă. Mi s-au topit niște baxuri și o ușă. Zău? Te distrezi, da? Ce spui? Gâții mătii, domnelu. Aveți o bombă. Ce? Ce? Bomba! Nu, nu, vă rog frumos. Nu. Ăla, ambasadorul Republicii Andorra, o să cheamă poliția. Bani! Bani, bani căutați! De ce ne-ați spus? Poftiți bani! Donare, donare pentru casă! Ce casă? Asta! Chinezul vrea banii! Ce chinezul? Nu știe! Nu știe! Ce nu-ți la ei? V-am spus că-s la ăla! Ne-ați făcut ceva de ranj? Da! Chica Gigi? Da! Nelu! Nelu! Te doare? Te doare! Culu! Nu găsesc să-i încerc! Culu cât! Liniște-te! Fac rost imediat! Aici nu mai intri. Dacă intri tu, plec eu. Păi sigur că asta aștepți. Dacă tot stai la aia, ce să cauți aici? Mi-am scos certificat medico-legal. E și pe numele meu. Apartamentul e și pe numele meu. E pe al tău, dar e și pe al meu. Nu găsesc injecție. Fac telefon. S-a pășit. Da. Alo. Alo. Vii imediat. Alo, Patrick. Patrick. Nelu, tu ești? Dă-mi-l pe Patrick, vreau să dorm acolo noaptea asta. Vorbește mai tare. Ți-e rău, Nelu? Nelu! Mai trebuie cineva la livrare pentru ambasadă. Asta nu e bună, fata? Cine, Nona? Nu e bună? M-am zis, ce dracu. Adună mine, te spun dacă e bună. Mai stăm puțin. Poți să mai reziști? O dăm naibii! Mai reziști? Mai stăm puțin? Poți?
dăm naibii? Vrei sau nu vrei? O arunc să știi. Vreau și eu, vreau și eu. Dar nu, eu nu vreau eu de la tine punga. Domn Titi, spune băiatului să intre, că am să spun o vorbă. Ne cunoaștem? Păi sigur că ne cunoaștem. Eu sunt colegul. Ai salutări de la Marco. Nu ăla, ălaltul, maiorul. Crezi că ți-ai amintit, nea, Titi? Nu prea. Nu? Bine, am plecat. Vă salut. Eu nu cunosc niciun Marco. E pe dracu. Vrei să spun eu cine te dispeceriza în decembrie la Revoluția aia? Și ce sector aveai? Ha? Știi ce-i tata Marco acum? Ce vreți? Da, Titi, matale, ai supărat niște chinești, domnule. Și ei nu te-au tranșat ca să te bage în valize, dar... S-au plâns-o tata Marco și tata Marco nu că iubește pe chinești aia, dar... Am auzit că am fost nevastă, nea, Titi, și... Îți dau cuvântul meu de onoare că nu am... Lasă, domnule, că nu de-aia am venit eu aici. Scoate parai. Nu-i mai am. Trebuie să te mai caut, nea, Titi, atunci. Știi cum e. 7.000 atât mai am. Puțin, nea, Titi. Puțin. Dă-i încoace. Și țin la mine? Vezi că vrei să te mai caut? Auzi, nea, Titi, și eu am avut certificat revoluționar, dar mi l-au luat nemernicii. Dacă te toarnă cineva ce ai fost și că ai evaporat o cutiuță la care dacă puneai urechea, auzeai o mitralieră, nu-i păcat să-ți ia certificatul? Nu-i păcat să plătești impozite? Nu-i păcat de băiatul ăla cu gaura în gât? Să nu cazi iar, mă auzi? Hai, încearcă să... Încearcă să... Nu știu, spune ceva, mușcă vorbele. Mușcă vorbele și spune-mi, vorbește. Spune-mi, vorbește, spune-mi ceva. Spune-mi, strâmbă-te, fă așa. Ușa, ușa, așa. Hai mai încearcă. Gengele, gengele, aaa, gengele, gengele, mana mama, aaa, gengele, 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 Nelu! Gengele, gengele, mama, unde te duce, aaa. Mucinosul. Știi că nu ți-ai ales bine momentul. Nu-i puși la nu-ți-a rușine? Stai, dragă, puțin. Nu-ți-a rușine. La Bruxelles, la meciul. Hotel Hilton, 5 stele, are patul foarte bun. Poftim? Tata va simpatizez, cum știți? Cu mine vorbești? De ce nu vin o dată la noi, la sinagogă? Auzi, Mansur, dacă nu-i prea devreme, aș putea să te bag în pizda, măti? Cine la telefon? Auzi, o să-ți dau pământul ăla care îl ții sub cur când nu-i vedea ceapa asta găurită. Auzi? Bă, nu închide, bă! Nu închide! Tu-s laptele, mătii! Ești puțin, te rog. Nu. De ce? Pentru că nu vreau să dai telefon. Dar de unde știi că vreau să dau telefon? Ce, nu pot să dau telefon? Poate trebuie să sun undeva. Nu vreau să sun. Cum dracu poți să vorbești cu asta? Dar ce era să fac?
Să-i trântești telefonul, cum ce să faci? Ce ai? Ai început să urli. Nu au trecut nici 5 ore și ai început să urli. Nu pot să suport asta. Să vezi ce-i fac. Ți-a spus ție ceva? Ți-a spus ție ceva sau ce vrei? Tu ce faci acum, îl aperi? Îl aperi? Gâții mamii lui de arabițoi! Cum dracul lasă vorbească așa cu tine? De ce suporți? Urăști pe toată lumea. Eu pe cine urăsc? Schelă-i puțin, asta fac! Ți-e dor de o bombă mare, nu? Totuși bombă pe sub cur. Nu e nimeni vinovat că ai avut ghinion. Titi n-a avut. Atunci cine dracu e vinovat? Mi-am tras unul un picior în cur și un glonte în gât? Cine-i vinovat? Eu sunt vinovat! Eu m-am invitat la televiziune ca să apăr cu cerinile revoluției. Futul era asta în cur. De ce m-au împușcat dacă am venit cu minile goale? Eram trecut la ghinioniști? Putea să ajung și eu un deputat corupt, un barosan ceva, un tată de partid? De ce m-am pus în gât? Tocmai aștept să spună cineva? Mă doare în coța că am aflat! Ce mă omoară e că nu mai vorbește nimeni de chestia asta! Nu există decât prețuri și bombe! Unul dintre noi s-a spânzurat la Cluj, altul își face felul la Timișoara! Câteva sute printre care și idioti de mine! Așteaptă să moară de găuri! Mor și citesc prețuri! Tu când îți dai foc sau poate n-ai de ce? Nu. Nu, pentru că nu știi ce e aia, oftica! Eu sunt ofticat, înțeles? Sunt ofticat! Pentru că au crezut că sunt un dobitoc bun de împușcat, așa cum crede ceva despre tine și animalul ăla de mansur futul în cur. Să-mi faci morfină data viitoare, că tot mă curăț! Ai mâncat? Yes, sir! Speri parbrizul mașina? Dacă nu vreau să speri, speri eu! No, sir, spalam parbriz! Dacă e nevoie, faceam și șofer? 052, mă auzi? O bag lângă Mercedes? Sau mergem mai încolo, la lumea a treia? Bancuri tipite nu gust. Ia, hai să mergem la locul nostru. Domnul ambasador! Ați văzut ce loc drăguț? Ce plăcere! Nu prea mi-ați trimis invitație, domnul ambasador. Invitație? Când ați avut ziua națională, am ceva foarte frumos. Un așa de dată. S-a schimbat data. S-a schimbat data. E327. Aveți alarmă. Unde? Aici? Cu chestiile astea, de unde știi? Știu eu! Du-te, mă, dracule, de unde știi cine ți-a spus? Jură-te! Cum să mă jur? Că nu! Pe cuvântul meu de onoare că nu. Minți? Tu ești pus de bomba. A fost o recepție perfectă. Ce sală? Mănânc! Mă, Patrick, de asta te duc eu la recepții, mă?
Asta condiște de lumea treia. Poate a ta. Da, da, eu fur prăjituri pe masă, tu spui bombele. Ia-te de jos. Acum. Jos, down. Poftim? Din mașina mea? Jos, se aude? Bine. Să nu mai vii acasă. Ambasada nu lucrează. Gata. Ana. Am schimbat iala. O sparg și pe aia. Sunt la mine. Dacă mai e ceva, chem poliția, să știi. Ce chem tu? Când nu iau de la mine. Auzi? Trebuie să te împiedici de ceva, că te lovești iar la ochi. Ia-o, domnule, de aici, că poartă ghinion. Du-te în mașina, au nebunit Sarani. Trebuie să plec la Znagov. Stai așa. Vin și eu. Stai așa. Trebuie, Marius. Auzi? Așteaptă mai încolo. Tu. Vin și eu. Așteaptă-mă mai încolo. Când vii? Unde? Să protestezi. Nenu, ia hârtiile și vii la Znagov. Păi acum! Hm? De ce? Cu certificatele. Nu mă interesează. Auzi? O să te intereseze al dracu când o să ți lea și ție. Ce ești, idiot? Ce vreți? Să cotizezi, vreau. Am cotizat destul. Ai cotizat destul? Da. Am auzit că prostănacul vrea să afle cine a făcut gaura în gât și cine l-a dus acolo. Ai cotizat destul, domn Titi? N-am înțeles. Ăsta e protestul? Nu e treaba ta. Treaba mea e să dau bani. Exact. Dai aparatele șmecherite, câștigi destul și îmi fuci cineva asta. Ești nebun? Adică sunt prost, da? Bogdane, lasă-l să joace de un milion. Bă, foc vă dau! Foc ce cărelu, bă! Vă dotravă, mă, puși, o să muriți ca șobolanii! Futu-l cu amul, mă, cu portelul, mă! Domnul Titi! Domnule, fata asta a făcut liceul economic. Eu n-am ținut în școală atâția ani ca să vin acum toți arabii să-mi o fută. E caz de viol, ține-te că am dat asta ea? E, mă, violat! Atunci, educa, ce-a făcut? Liceul economic, nu ți-am spus! Hai, lasă-i că dai o declarație! Merge, domnule! Eu nu dau nicio declarație! Am posesie, peluciu de apă! Hai răbdare, domnule, hai răbdare! Și-a făcut vile și se distrează cu corbele din București! Am adus hârtiile! Și cu astea, gai, și cu astea, nici o agriță! Cu droguri și țuică fiartă cu arabi! Poți-i dreapta! Și curtea școlii a luat! Păi dar nu-i pământul lor, domnule! Ce să fie, domnule? Păi n-au acte pe el! Care acte, domnule? Alea care le-a luat la revoluție... Nu i-a putut-le mama în curb de Gigodi și de RBD cu revoluția lor! Nu i-a băgat nici pușcăre, nici pilda, mă! Păi sigur că ți-e frică, că v-a cumpărat arabul, v-a dat bani la toți! Ți-a dat, mă, ceva? Ne-a dat pe pizda, mă, și! Las poșeta și hai! Stai, dragă, puțin, abia am venit. Unde-i cafeaua? Ce ai? Ce vrei? Gata! Toată lumea la ambasadă! Hai, Alen, John, Gabriel! Stai să-mi iau poșeta. Sorry. Vă rog, om, să scuzați. Sunt un lucru ca nici eu înțeleg. E o țară nebună! Ne mutăm la ambasadă. Endola. Plecăm la ambasad! Cine nu mai dorește poate să-i primește banii înapoi. Să nu-ți torni după gât, că te-ai căcat pe tine. Și dacă nu veniți între mine? O să fim acolo, te dai repede, numai pe umăr, pe burtă și pe buci. Să nu-ți curgă în bocan și pe gât, lasă să fii tu atent. În 3 minute Nina apucă să miroasă ars. Am mai pus un training. O să te mici mai greu. Mă, să nu uitați de pături. Nu să uităm, domnul. Păi fii atent. Lasă-mă aici, mă, că știu. Să ai grijă ce uri. Cobori încet să nu se prindă caralii și dai drumul. În 3 minute suntem înapoi. Dăm ocolul și suntem bătiți. Stai, bă, că ești matol!
În acest context e posibil ca... Ba da. Tu ai pus tot în contul la... Ai intrat peste televiziune. Cine? Titi, închide stația! Ok. L-ai văzut pe ea de pe scări? Pe mine. Știi ce facem acolo? Dacă așa a fost plăcerea domnului Silier, a plătit. Titi, închide odată stația aia, n-auzi? Să bagi artificiile. I-ai văzut pe aia din coșul cu rufe? Dar ce eu i-am adus? Iar ați băgat belfele la scris. Eroii și-au vărsat sângele pentru democrație. Pizna. Să deschideți topul. Vezi că e una acolo cu certificate. Unde să ia cu televiziunea lor? Așteaptă pe marginii mașini. Vezi că intrăm. Vă rog frumos, vă rog frumos, circulați. Ce faci, domnule? Lasă-mă, domnule, faci. Ia de sticla aia. Ce are, te deranjează? Hai sticla aia. Ce dracu faci acolo? Ce dracu? Lasă-mă, domnule, în durerea. Vreau să mor. Era să fiu împușcat. Revoluția! 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 Poftim! Veniți-i pe filmați! Filmați! Mi-am dat foc! Hai! Stai! După ce ne-am sacrificat! Bă, arde, viu! Arde, măi! E, arde cu o pizda, mă, se arde. Ridică aia mai sus! Bă, unde sunteți, bă? Mai bine murim! Arde, mă! Bă, ce faceți, bă? Hai acum, de-o. Dă-mi certificatele înapoi! Filmați aici! Ai intrat peste televiziune, care te dice? Ce s-a întâmplat? Marfa, e? Tu spune, amătii. Ce ai crezut că a început seria a doua la Revoluție? Gramătii. Gramătii. Gramătii n-avem. Zi-mă, vă, nu vă pune nimeni bombe? Nu. Nu. Mie îmi pune. Nu? Da. De asta ce zici? Zi-mă, ne-ai tras, tu ne-ai tras. Ce? Ai pus burta pe ea? Da. Pe bune? Da. Bravo, domnule, ești mare. Ești tu? Da. Nu, pe bune. Da. Ești mare, domnule. Bravo. Mâine la 10 merge la Snagov. N-am timp. Trebuie să mergem. Dacă unde văd aia de democrația, ne trebuie să ne vadă. Săptămâna viitoare. Săptămâna viitoare sunt în Belgia. Ce faci în Belgia? Meciul. Zic că am vorbit cu Gagica, vine și ea. Tu ai vorbit sau Mansur? Mansur nu vine. Suntem numai noi doi. Aducem niște parașute, facem o friptură, dăm la pește. 2 ore n-ai să mori. N-am timp. Ne luăm. Vei. Ne luăm. Puterea formei pentru a-și păstra certificatele de revoluție. 25 de persoane au intrat în posesia unor terenuri pe baza certificatelor de revoluție. Serviciul de salvare a intervenit cu destulă promptitudine. Acești 25 sunt foști milițieni, foști securiști. Au fost și răniți! Asta mai este! Ce vrei? Plăci când aveți ce vedea, vă rog frumos! Vă rog frumos, ce plăci! Ce ești? Lasă-l, domnule, să întrebe, ca să știe! Un amărât de revoluționar care l-a aruncat ăștia în stradă, asta e! Să lua, domnule, foc aici unde a luptat! Faceți loc, domnule, faceți loc aici! Faceți loc să treacă! Suntem doi. Te urăsc. Da? Și eu te urăsc. Te urăsc. Tu urăști pe toată lumea. Toată lumea urăște pe toată lumea. Și ce? Nu ești singurul pe care l-am împușcat degeaba. Așa e. Da, bravo. Sunt și alții vai de capul lor. Ce vrei, Nelu, dragă? În trei e mai bine. Doamne, ferește. Dimitriana! Dimitriana! Dimitriana!
către eroicul popor român. Victorios! Adică ce sunt? Ce ne-am amestis pe aici? Vezi că intri peste viziune. Nu are cum de ce cu poate? Chiar l-a luat De ce ați întârziat mai așa ca boi? Dacă nu arde? Ce nu arde mai? Vei tu să miroși? Ți-am spus că o să mor de cald în soarele astea. Nu arde ce era să fac dacă nu arde. Și m-am și fric la mână, frâng, mai ca mă. Și dacă muream, te mă duc să raportez. Foarte bine. Aici coboară. Ia oprește-mă, oprește-mă mașina. Ia raportează-mă, ia raportează-mă. Du-te și raportează. Oprește-mă mașina. Nenu! Stai, mă. Cum ce? Nona! Cum e? Nona! Asta. Nu știu, o să văd. Deschideți capota la portbagaj. Să trăiți. Deschideți geanta aia. El aveți bombe, dom'le? Ce a anunțat unul că a pus bombe? De ce nu coboară? E bolnav. Nelu! Jos. Rezultă că este vorba de un grup terorist organizat a cărui identitate cită. Cu 30. Eu dau la tine 35. În două săptămâni, terenul dai la mine. Nu știu, mă mai gândesc. Discutam? Discutam mai târziu. Stai, dragă, ce te-a apucat. Stai, dragă, că se uită Titi. Să vă au ceva de băut? No. Un Pepsi, ceva, un whisky? Stai puțin. Stai puțin. Unde știi că trebuia să fie ăsta azi? Și cu ce vrei să-ți fac? Ia să-mi faci, ce vrei tu faci? Ai dat-o pe ulei? Lasă-mă, dracule, în pas! Vrei puțin? Nu, mulțumesc! Tu vrei? Nu, nu-i nevoie. De ce? Asta cal? Mai târziu. Hai puțin. Ah. Eu știu ce am spus azi, știu ce am să fie în altă parte, dar ce se fac, s-a schimbat ceva? Nu-i pare rău. Sper să nu vă deranjează mult. Simțiți-vă bine. Nu-i nimic. N-are nimic, te-ai luat Patrick. Nu-i nimic. Ce-ai cu el? Păi ce-am cu el? Păi ce-l repezi așa? Cine l-a repezit? Eu l-am repezit. Hai, las. L-am supărat pe Mansur. Te-am supărat și pe tine. Ce să spun? L-am supărat pe Mansur. Mă doare în pix. Bani! Bani, cărați-vă de aici! Bani, mă, că aveți sergile, băgate! Ce aveți, domnule? Ce aveți? Ce vrei? Deci, mă,
o proprietate privată, hai! Privată, mă, pune și apa privată! Alea, Roiu! Vai, ce-a luat piciorul! Mamă, de rău, nu să trăiesc, mă! Eu când v-am zis să plecați, ați plecat acum! Dar nu putem să plecăm acum, mă! Bă, nu! Bă! Ia volanul, nu! Nu, oprește-i! Am furat mașina! Cine a furat-o? Dracu a furat! Vii să vezi! Vii! Ce să mai văd? Trebuie să mergem la poliție. Păi du-te, ce vrei să fac? Trebuie să facem actele acolo. N-am timp. Dar ce faci? Am treabă. Ce-i treaba? Trebuie să merg undeva. Unde mergi? Trebuie să facem actele. Eu nu pot să fac. Sunt corpul diplomatic. Băi, ești corpul diplomatic? Cum sunt eu martirul Revoluției? N-am timp! N-ai timp? Nu acum trebuie să te gândești la timp. Atunci trebuia. Când? Las. Când, mă? Am vrut să omor? Da. Eu? Da. Ia mai spune o dată. Ai vrut să omor la ea? Mă, și cu de-a dracului. De-asta ești păcu boss. Ambasadorul Lupește. Nimeni nu e vinovat. Sunt rău. Nu știu ce să fac. Ce dracu să fac? Ai niște bani? Flori?
Știi de unde iau praful ăsta, nu? Ai renunț la partea mea. Nu-i vorba numai asta. Vorbește cu Mansur. Vrea contractul ăla cu terenul. În tine are încredere, că ai o gaură în gât. O importantă captură de hașiș și heroină lichidă îmbibată în plăci de pâsla a fost descoperită în vama aeroportului Otopeni. Bagajul aparține unui cetățean sirian care a fost reținut pentru cercetări. Surse din cadrul aeroportului afirmă că această modalitate de introducere în țara a drogului reprezintă o premieră chiar și pentru lucrătorii armari. Băi, băi, ce faci, băi, băi! Ce mi-ați făcut, mă? Mă pui să vin cu sacoșa până aici? Mâncare și medicamente, hă? Știi ce le dă de mâncare aici? Paraii ei? Nu, n-am. Aoleu, știi cât vă costă chestia asta? A. Mi-e și frică să mă gândesc. Vreau bilet la Bruxelles. Așa vrei să intri în NATO? Nu vreau să intru la meci. Să văd ce pot să fac. Aveți cine cazuri? Cine cazuri? N-au căzut aia doi la aeroport sau nu ți-a spus Mansur? De unde au căzut? Nu din avion, boule. Ce doriți? Doresc pe măta. Ești nou pe aici? Da. Cine sunteți? Deschide-mi pizda, mătii. Unde-i domnul Mansur? Nu e nimeni în vilă. Unde-i Mansur? Nu știu. E plecat. Salut, unde-i Mansur? A plecat. Și când se întoarce? Asta nu pot să știu. Când a fost ceva la aeroport? Asta alarma? Nu, aia doi. Nu știu. Ce facem, o ruină? S-a spus la tine cineva ceva? Nu. Care e treaba la tine? Nu știu, am venit să iau materialul pentru Nelu. Asta Nelu trebuie să dea la noi mult. Și o hârtie. Ai hârtie la tine? El știe de hârtia asta? Nelu. El știe ce trebuie să aducă și ce nu trebuie să aducă la noi. Și Cagica? Dai ceva bani la ea. Nu vrea bani, vrea praful. Eu nu știu. Muncește? Cine muncește are? Dumnezeu, spune și mie cineva ceva. Du-te, dracu, de aici vreau să plec. Ce vrei? Mi-e tare milă de ce ai pățit. Ce vrei? Am auzit că ai nevoie de niște medicamente. Costă scump. Uită-te peste el. Mișu vrea să vândă apartamentul, n-are nicio legătură cu voia de mult. O să ai și bani și o garsonieră și medicamente. Să aducă înapoi frigiderul și tot. Păi nu și lucrurile lui? Crede-mă, te învăț de bine. Nu faci decât să pierdem timpul. Am venit să vorbim. El știi cum e. Îmi pare rău că s-a întâmplat chestia asta. Hai, citește-l. Ți-l las aici. O să am grijă să ai doctorii, ca să nu zici că suntem... Doamna Boiangiu! Ce doctorii? Metadona o să stea ea. Metadona? Doamna Boiangiu! Aș dori să fie îngrijită cum trebuie, sigur, da? Doamnă, se poate. Ceva. Ia. Ce e asta? Nu știu, era nu știu. Bomba, bomba! Fii atent! Să apete unii letra bombă. Piese de Opel. Vinde piese de Opel. Care Opel? Mașina mea era Opel. Păi cu aia care au vrut să cumpere ambasad. Păi cu acord.
furat Opel? Nu știu, domne. Mă băieți ce facem de bani, mă. Nu mă lăsați pe cap cu chestia aia. Noi cităm lefter. O să mergem să muncim. Lasă-vă, domne, în pace cu tromboanele, că nu din muncă câștigi dumneata banii aia. Ce beți aici, mă? M-a uscat clinica aia, auzi? Nu e la nicio clinică, e la chirurgie. Taci, mă, din gură, mă, că eu am dus-o, îmi spui tu mie unde e, la dezintoxicare. Ce dezintoxicare? A luat-o pe prafuri. Dezintoxic. N-avem niciun... Ce să facem? Nu știi ce să faci, nu încoacă, spune-o ce să faci. Bună ziua. Îi spui că ai fost tâlhărit. Vezi. Când vezi că totul e în regulă, te repezi și îmi smulgi geanta de la mine sau de la Patrick. Și te cari ca glonțica, nu stai. Atunci strigăm, hoț, hoț! 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 Spuneam că am fost furat și reclameam la NATO, la Ceceni, la Moscova, la Cotroceni, dar poliția română nu te prinde, hoț! Da, bă. Nona, îmi vine să mă omor. Cine te auzi aici? Titi? Nu, aici, dacă vrei, vii singur. Te face legumă în 3 zile. Dai o cerere și gata. Arăt rău. Te doare? De când ai luat-o așa? Vreau să mă opresc. Ne dau niște... Cel puțin numai mai doroasele. Și când... Adică după ce ieși de aici, o să mai iei și după aia? O să văd. Tu mai iei? Am... Peruca asta de unde o ai de la Titi? Da, dar nu-mi place. Dacă-l vezi, spune-i să... Vreți. Cine sunt ăștia? Un partid ceva, nu știu. Ce-ai cu Titi? Să-mi schimbe proasca la ușă. În care mi-și-o tot. Titi are? E ea. Ce-i cu banii ăștia? I-am împrumutat. Te duci și tu în Belgia la meci? Ce? Belgia? Nona, să știi că poți să schimbi o proasca. Să nu începe o altă revoluție, că nu poți să plec de aici. Nona! Mă găsești tot la ambasadă. Să duce Titi injecțiile? Vrei? Vrei niște bani? Am, nu vezi? Telefonul merge? Ce telefon? La ambasadă. Ce de un? Am sunat odată și nu răspundea nimeni. Aud pe cineva care să mă denunțe. Ce aici? Nu vei să mă denunți? Nu înțeleg. Minți? Știi că eu dau telefon? E adevărat. De unde știți? Mă, minți! Am văzut chestia cu Mansur. Te urăsc. Și ce vrei? Să te urăț și eu. Am avut ghinion, așa cum ai avut și tu ghinion. Cum are și ăla. N-ajunge toată nenorocirea. Ce ți-a adus sora asta? Ți-a dat sănătatea înapoi? Te interesează cine te-a împușcat? Te faci sănătos dacă afli? Da! Ai certificat. Ți-au dat certificat. Toată lumea știe că te-a împușcat degeaba și ce. Ți-au dat certificat ca să nu mai întrebi. Ai fost fraierul lor. Eu sunt fraierul tău asta. Că eu nu mă denunț! Denunță-mă! Uia, au trecut aia de la pait! Denunță-mă! Vezi?
Vezi că urăști pe toată lumea. Nu pe toată lumea! Te rog, te rog frumos să nu mai vii aici. E un loc urât. Ba, vii. Să nu te acrești, Nelu. Păzește-te cât poți. Vii. Poate o să trec. Când o să te apuci de altă revoluție, ți-a promis. Nu știu, când o să mai am nevoie de prafuri, când o să mă las. Sau când o să ai nevoie. Și așa, poate când o să am nevoie. Frankfurt. În urma cercetărilor efectuate, poliția a reușit construirea portretelor robot ale teroriștilor în responsabilitatea cărora se reține alarmarea privind presupusele atentate cu bombe. Arestarea potrivit declarației domnului colonel Voica Ion, purtătorul de cuvânt, este o chestiune de zile. Populația e rugată imediat a oferi amănunte la numerele de telefon a... Alo, poliția! O să arestați doi papagale nenorociților! Ia mergeți voi la subsol, unde o să... Ați văzut că am prins hoții, domnul Camara? Avem poliție tare! Da. Monge, ați prins repede! Servieta, din păcate... Nimic, servieta. Ați recuperat servieta? Servieta, nu. Nu trebuia servieta, prostie. Să semnezi ceva? Întâi numărații. Ce facem cu meciul, domnul ambasador? Bate? Ce meci? Ăla de miercuri cu Belgia. Vă uitați? România bate pe tot. Să semnezi ceva? Numărații întâi. Băieți, nu vă bucurați degeaba, am cheltuieli mari. Ideea a fost a lui băiatul. Pizdră vine de la mama lui Miciu! Pocul nenorocit! Se curiuță la dracu! Lasă să-i dau! Unde vrei să suni? Spune bomba! Unde, domnule, ce bombă? Peste tot! Stai, domnule, la un loc, te-ai țâgnit. De ce n-ați cerut să plătim chiria? Chine avea multe bani, chiria și gunoi, de ce? Da, domnule, nici de curând n-au întrebat. Și poliția, mă. Mă, care cum te prinde cum îți dă țeapa, mă? Dracu, poți să fie așa, bău. Pista, pista, bă, nemernici. Tu, bă, mă, în curs. Alo? Care-i treaba? I-ai golit casa. De ce ești tu, inspector? Ia întoarce-te cu spatele. De ce? Întoarce-te cu spatele și dă-ți singur un șut în cur. Ce pista, mă, te vrei, mă? O să ai treabă cu poliția. Cu poliția? Ia vină încoace. Poliția mi-a rupt sufletul, mă. Ia paraie ăștia și mi-a dus schimbați. Ce? Nu, de la voie ia mângeraș. Am nevoie ca dracu, ai înțeles? Am pe cineva în spital. Și Godie, de la Titi nu o să mai vezi nimic. Care prietenarul tău, Titi? Radu-i o trage? Și m-am dat-o la nevasta lui, mă? Ha? I-am făcut eu pielea după cap. Am băgat-o eu pe aia în spital să vândă droguri? Cine vinde droguri? Mama vinde droguri! Vinde droguri în spital! Ce aia nu-i piață? N-ați băgat-o să vând... Ce să ai, mă?
mă, căcat, cu ai văzut? Au! Tu dai mâine, mă, dă-te cași pe tine, mă! Tu spaștere, mătă, scut asta și mâine, băi! Tu dai mâine, mă, nenorocitule, mă! Tu dai mâine, mă, nenorocitule, mă! Ce ai răcit? Spune-i pretenarului să cotizeze și el, că vin peste voi și vă bat ca la poliție, futu-vă muma în cur cu poliția voastră cu tot. Vila! Auzi? Vrei să-mi spun eu cum ai luat glonțica în gât? Ia întreabă pe pretenarul Titi, care te-a scos el de undeva. Știi ce grad avea? Întreabă-l. Ce spui? Vila! Schimbați lova! Dacă îți fălși, înseamnă că băieții așteaptă să vadă cine le dă brânci. Ia mai pe ei. Să nu prindea amprente. Stai în banca ta. Ce zi m-a amenințat? Schimbă domnule canonul. Znagov. Bagă-ți-le în cur. Hai bă, că am glumit. Să nu tragă ca mamelucul de ea, bă, că nu-i de fier. Păi ocupă-te, că de asta te-am angajat aici. Pleacă de aici. Semnează, domnule, Znagovul ăsta, le iei și banii și mergi la meciul cu Belgia. Te iau în Belgia. Ce Belgia, domnule? Ce de tine Belgia? Zic, vrei Belgia, Belgia, vei la New York, unde vrei? Nu vreau la New York, vreau banii. Uite, mai punem un zero. Băi, 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 ce faci? Și ăsta ce e, 3? Facem 8. Am nevoie de bani. Titișor, dragă, de ce ai pus-o tu pe droguri? Pe cine? Pe Nona. Eu nu pun pe nimeni, domnule, mă rog, un prieten îl ajut, ce să fac? Gura mă, tine, nea Titi. N-am înțeles, eu am băgat-o în spital. Te mă, dragul, cu nenorocită, dar tu altă treabă n-ai? De ce, mă, ce-i asta? Hai, sincer. Ce-i găsim ala miloaga asta? Dacă nu te-ai face și o rost de o gaură undeva. Unde, poate în cur. Te mă, dar cu amenințele tale cu tot. M-ați băgat-o pe livrări, așa nu știu, copilul, nu mă interesează, nu știu tata ei, nu mă ocup. Ce i-ați dat, mă, de a luat-o într-o săptămână? Deci în glumă să nu mai spui asta. Deci în glumă. Băi, băi! Dar parașuta, dracu, cum spui. Mă, băieți, voi arestați copiii, mă? Ați căutat unde v-am spus? Da, la biliard ați căutat? Păi știu eu care biliard? Un biliard! Ia căutați! Iar, domne! O să te umfle, bă! O să te ostelege, bă! Cine? Ăsta-i terorism, idiotule, ești cretin? Nu înțeleg. Du-te în pizda, măti. Știi ce mi-ai făcut acolo, mă? A? Știi ce ai făcut? De ce nu mă denunți? Faci și tu o faptă bună. De ce mă urăști, bă? Zi-mă, de ce mă urăști, bă? Eu? Mă urăști pentru cutia de pognitori? Sunt vinovat, trebuia să trag în gâtul meu. De ce mă urăști? Hai, mă, fi serios. Că am dat, am cărat o grămadă de bani pentru tine în Germania. Ți-am luat medicamente, ți-am luat de alea, ți-am făcut rost de casa asta. 25.000 de dolari mai costă. De ce mă urăști? Nu te urăsc, mă, Titi. Te-am iertat de mult. M-ai iertat. De ce mă ierți, mă? De ce mă ierți tu, mă? De ce mă ierți, mă? Ce te uiți așa la mine? Mă uit? Da, te uiți. Te uiți la mine ca la un scuipat, ca taică-miu. Avea și ăsta două straturi nenorocite de vază, mă putea să le păzesc. Să adună omizile cu mâna, să mă vadă el că stau ciuci și le adun cu mâna. Și când am murit, am plâns ca un bou. I-ai dat din alea tari. Pe cuvântul meu de onoare, nu te mă fi țarnă roata, dracul. Ia stăia rația și ați trecut-o pe vânzări. Gata, am terminat. Fie încă ăștia-ți cu ochii pe tine și pentru aia și pentru parailul ăla. Să nu zici că nu ți-am spus, până la urmă te ascunde unul. De ce nu mă denunți? Denunță-mă, fosim, denunță-mă! Băi, mă ascult singură dată, dacă te mai distrezi, să nu zici că nu ți-am spus. E deschis. A cam golit pe aici. Vinde apartamentul sau ce face? E plecat din București? Cine? Mișu, cine? Nu cred. Tu ce faci acolo? Mă dor oasele. Nu pot să merg. Te-am căutat la spital. Când ai plecat? Ieri seara. Ai spus că pleci? Nu. Și când te duci înapoi? Nu știu, mă dor oasele. Păi mai bine să doar acolo decât aici.
Te dore, a? Nu mai am. Nu mai ai? De ce nu mai ai? Dacă vinzi, dai, dar vinzi prost. Pierzi vremea, se bagă alții care vând. Câtă marfă mai ai? Nu mai am. Ha. Ai pus botul? Ha? Ia zi, ai pus botul? Mi-a fost rău, Titi. Zău? De ce nu mai chema pe mine să te încălzesc? Ia dă-te mai încolo. Tu te-ai atins de marfă? Ha? Vorbește. Te-ai atins de marfă? Zi-mă! Vorbește! Pleacă! Pleacă de aici! Pleacă de aici! Pleacă de aici! Tu îmi dai seama ce căcat mă bași! Pleacă de aici! Stai! Închide ușa. Dezbracă-te. Dezbracă-te! Dezbracă-te, tâmpito! Stai! Deschide ușa! Îmbracă-te! Stai mai încet, unde mergem? Hai să vezi. Îmi dai? O să ai ceva de făcut. Ce să fac? Să te fuci, aia să faci. Stai acolo, stai acolo, stai acolo! Stai acolo, când îmi dai banii? Când dai banii? Când îmi dai banii? Când îmi dai banii? Ce ți-e frig? Dezbracă-te! Hai, dezbracă-te! Când îmi dai banii? Când dai banii? Stai mă, că nu știi ce durerea de oase. Vii sau ce dracu faci? Parcă aveai treabă la spital, nu aici. Și ai clienți pe aici? Ai furat și televizorul. Dacă nu-l aduci înapoi, să știi că nu mai vezi roțile alea. Dar nu mă nebunii. Dacă nu-i sărit un aer cu mașina aia, să vezi. Unde e ăla cu banii mei? Hm? Uite banii. De ce mi-i dai tu? Nu știu, mi-a zis să-i dau. Cât sunt aici? Nu știu, domnule, întreabă-l pe el. Ia stai. Nu-ți cam puțin? Nu știu. Hai, noroc, care-i treaba? Merge greu. Vreau restul de bani. Cum îi schimb, ți-i dau? Băi, paraiz la voi, măi, vreau restul de bani, măi. Băi, fără scandal, te rog, fără scandal. Ce, vrei să spui că ăștia-s toți? Da, ăștia-s toți. Da. Dar ăștia nu-ar fi bani murdari, nu te fi. Ha. Ia, scoate-mi. Uite și ea. Mama ta le-ai curat. Ai fi lăsat ceva amprente pe ei? Mă zilios, banii spune de tot felul de mizerie. Doamne, că ăștia e tâmpiți, nu se dă vorbă, doamne. Vede amprente pe paraia, adică vede pe ăștia și gata, i-am pus eu în circulație, adică eu și ea. Păi nu caz mesa? Adică vine la mine să-mi cumpere ghiulul și îmi dă banii și îi spun, nu-ți dau, domne, niciun ghiul, ia-ți banii. Doamne, unde mă așteaptă Gaborima? La ieșire pe șosea, ia stai așa. Ce v-ați gândit voi, e? Bă, da, deștept sunteți, mă bucur că v-am cunoscut. Ia vino în lapții, mă, tincoace, vino în lapții, mă, tincoace. Nu fi nebun, bă, cred că nu-ți închipui că... Lasă-mă în pace, lasă-mă în pace. Bă, dar e soția... Băi, nu, lasă-mă, ia-mă, ia-mă, la aici! Stai, domne! Bă, poliția nu poate fără turnător, dar li se și ea pleacă, băi! Da, mă, ușa asta, să-ți aranjez, măi, ca stai, băi! Fii atent, că vin să vedem meciul împreună, mă, nenorocitule! Atacă tăioasă, pericolul însă nu s-a îndepărtat de poarta lui De Vilde, angajare în careu... Stai liniștit, stai liniștit! Chiar pe Titi, poate aranjez, chiar pe Titi! Du-te, mă, Titi! Du-te tu, pizza, mes!
E bolona mamana eu. Ortox tu! Ortox tu, da! Cel care după o excelentă fază de atac a echipei noastre cu centrarea lui Gheorghe Hagi și reluarea fină de... Momente bune ale formației noastre. Vedeți în plin buleu pe Adrian Ilie, care a depășit de trei adversari. A pasat excelent din nou Adi Ilie. Se pasa asta în formația noastră care pare... Măsura am semnătura, poți să vezi. După maci, domnul. Dacă noi putem să ne... Eu n-am modificat nicio șifră. Și avem lucrători și nu mai faci nicio prostire. Nici prostire. Și cum cheamă acolo poliția? Și de ce scandal? De ce? Prezent de clip, dacă vreți ești... După maci, după maci. N-ai neșenea la asta, la Holman Iuchi. Franța, trecere frumoasă acum a lui Dan Petrescu. Acesta combină cu Dorinel Munteanu și este... Jordan. V-am spus că ies! No!
Câți-i moți? Yet,